Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragii mei prieteni, poruncile lui Dumnezeu nu sunt simple teorii despre viață sau tratate teologice. Ele reprezintă un mod de viață pe care Dumnezeu așteaptă de la cei care vor să se închină lui. Noi suntem la secțiunea în care cele 10 porunci sunt explicate în termenii vieții sociale a națiunii. Nu știu ce poate fi mai practic decât această secțiune. Legea lui Dumnezeu ne spune următorul lucru. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Acesta era un adevăr fundamental, de temelie, pentru toate fațetele vieții poporului Israel și explica tot ce poruncea sau cerea Dumnezeu. Acest adevăr pătrundea în țesătura rutinei zilnice. Sfințenia în viața de zi cu zi, cu toate relațiile implicate, era prioritatea supremă în trăirea zilnică a copiilor lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie accentuat și astăzi. Aceasta nu este doar o teorie, Dumnezeu dorește ca acest lucru să fie adevărat în viața noastră. Legea nu poate produce sfințenia pe care o cerea. Legea doar cerea, fără a putea oferi ceva. Ea descoperea o neprihănire la care nu se putea ajunge prin putere omenești, așa cum ne spune și Pavel, în epistola adresată romanilor, capitolul 3, versetul 19. Știm însă că ce spune legea spune celor ce sunt sub lege pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Și continuă el, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. Cât de minunat este faptul că Dumnezeu ne-a dat Duhul Său cel Sfânt să locuiască în noi. El este forța propulsoare de care este nevoie pentru trăirea unei vieți de creștin. Motivul care ne este dat aici, în capitolul 19 al cărții Levitic, Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău sau Eu sunt Domnul, apare de numai puțin de 16 ori în acest capitol. Dumnezeu trasează o linie clară între bine și rău. El este singurul care poate face distinția dintre sfânt și nesfânt. Nu mai este nevoie de niciun alt motiv. Dar să vedem ce găsim în acest capitol, privitor la relația omului cu Dumnezeu. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, Vorbește întrege adunarea copilor lui Israel și spune-le, Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Dumnezeu îi dă aceste instrucțiuni lui Moise, cel care le prezenta oamenilor legile lui Dumnezeu. Instrucțiunile din acest fragment amplifică o porțiune din cele zece porunci. Dumnezeu cere o conduită sfântă pe baza faptului că El este un Dumnezeu sfânt. Ar fi bine să înțelegem faptul că Dumnezeu cere același fel de conduită și de la copiii săi astăzi. Iată ce găsim în prima epistolă către Corinteni, capitolul 10, versetul 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. De această dată, în cea de-a doua epistolă, în capitolul 5, versetul 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Diferența majoră dintre conduita cerută sub lege și cea sub har este aceea că puterea celui credincios este dată astăzi de Duhul Sfânt. Noi suntem uniți cu Hristos cel viu. Cele vechi s-au dus, așa cum spune Pavel. Nu mai suntem uniți cu Adam, nu mai suntem legați de un sistem de legi. Suntem uniți cu Hristos și trebuie să facem totul pentru a fi pe placul Lui. Sub lege, omul încerca să respecte toate poruncile prin eforturi proprii. Dar a fost nevoie să învețe că firea eșua întotdeauna. În strădanile sale de a fi pe placul lui Dumnezeu înregistra de cele mai multe ori eșecuri. În contrast cu această stare de lucruri, noi avem Duhul lui Dumnezeu în lăuntrul nostru. În epistola către romani, Pavel scrie așa în capitolul 8, căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimețând din pricina păcatului pe însuși fiul său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Tot Pavel, de această dată în Galaten, capitolul 5. Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu este lege împotriva lor, pentru că legea nu a mers niciodată atât de departe. Dar Fiul lui Dumnezeu a venit aici pe pământ pentru a ne oferi puterea să ne înălțăm cât mai sus. Prin accentuarea unora dintre porunci, Dumnezeu pune accentul pe acel aspecte în care vrei arătaseră că sunt slabi. Istoria poporului Israel ne va arăta că Dumnezeu le înțelegea foarte bine toate punctele lor slabe. Instrucțiunile lui Dumnezeu priveau sabatele, închinarea la idoli, aducerea de jerfe după voia sa. Acestea au fost aspectele în care ei au eșuat mai târziu. Dumnezeu cere copiilor lui să fie sfinți în viața lor de zi cu zi. Fiecare dintre voi să cinstească pe mama sa și pe tatăl său și să păzească sabatele mele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, spune Domnului Moise, în versetul 3. Poate că unor li se va părea ciudat că Dumnezeu începe cu porunca de cinstire a părinților. Dar nu ar trebui să ne mire dacă ne gândim la faptul că părintele este pe poziția lui Dumnezeu pentru un copil și că un copil învață să asculte de Dumnezeu, ascultând mai întâi de părinții lui. Dacă vreți să treceți la partea cea mai grea a problemei, trebuie să începeți din propria casă. Apoi Dumnezeu adaugă și să păzească sabatele mele. Dumnezeu cerea a șaptea parte din timpul omului și a zecea parte din averea sa. Aceste două porunci, primele menționate, reprezintă cele două diviziuni ale celor zece porunci. Există o datorie față de om și o datorie față de Dumnezeu. Domnul Isus Hristos a reformulat acest lucru vorbind de dragostea pentru om și dragostea pentru Dumnezeu. El a spus că aceasta este esența legii. Dragii mei, trebuie să fim sinceri cu privire la un lucru. Legea cu privire la Sabat nu are o bază morală. Ce a fost o poruncă arbitrară dată de Dumnezeu poporului evreu. În perioadele de apostazie și declin, Israel a păcătuit în această privință. Ei au refuzat să respecte sabatul, așa cum descrie și Amos în capitolul 8, versetul 5. Voi, car ziceți, când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim siclul și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm? Aceasta era acuzația lui Dumnezeu împotriva poporului său. Pentru că, vedeți, ei își întorceau fața de la Dumnezeu și nu mai respectau cuvântul său. Dar să continuăm cu versetul 4 din capitolul 19, Cartea Levitic. Să nu vă întoarceți spre idoli și să nu vă faceți Dumnezei turnați. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Această lege acoperă primele două porunci. Ideea este că Israel nu trebuia să arunce nici măcar o privire idolatriei. Închinarea păgână era plăcută privirii prin fastul ceremonialului ei. Uitați-vă la ritualurile religioase de astăzi. Din păcate, totul este făcut pentru a fi pe placul ochilor. Evreilor li se spune să nu se uite la idol și nici să nu-i fabrice. Dumnezeu râde de idol pentru că ei nu sunt nimic și nici nu pot face nimic. Când veți aduce Domnului o jerfă de mulțumire, să o aduceți așa ca să fie primită. Jerfa să fie mâncată în ziua când o veți jerfi sau a doua zi. Ce va mai rămânea până a treia zi să se ardă în foc? Dacă va mânca cineva din ea a treia zi, faptul acesta va fi un lucru urât. Jerfa nu va fi primită. Cine va mânca din ea, își va purta vina păcatului său că își necinstește ce a fost închinat Domnului. Omul acela va fi nimicit din poporul lui nu este adăugat nimic nou aici. Totuși, vom sublinia din nou faptul că jertfa pentru pace trebuie adusă de bunăvoie. Deși era o jerfă voluntară, cel care o aducea nu era scutit de respectarea foarte atentă a regulilor prescrise. Orice deviere de la ordinea prescrisă atrăgea pedeapsa persoanei respective ca un exemplu pentru popor. Am observat adesea în slujirea creștină faptul că unii oameni își au libertăți pe care nimeni altcineva nu le poate lua. Alții cred că dacă au avut o mare contribuție bănească, ar trebui să li se confere privilegii speciale în biserică și să li se acordă o atenție deosebită. Dragi prieteni, rețineți că, deși jerfa de mulțumire era adusă de bunăvoie, trebuia respectat cu minuțiozitate un anume ritual. Noi trebuie să venim la Dumnezeu în condițiile puse de El. Orice abatere de la regula stabilită de El duce la pedepsirea celui vinovat ca exemplu pentru popor. Aceasta era o lege pozitivă, nu una morală. Din această cauză, pericolul eșecului era mult mai mare. Mulți oameni își au un angajament față de biserica astăzi, pentru că ulterior se spune că nu este nevoie să-l respecte, deoarece nu doresc lucrul acesta. Dumnezeu spune, dacă te oferi să faci un lucru, fă bine. Din păcate, prea mulți creștini justifică felul în care lucrează spunând că ei sunt doar voluntari. Dumnezeu spune, dragii mei, dacă vrei să faci un lucru, fă bine înaintea mea. Nu vă oferiți ca voluntari în lucrarea lui Dumnezeu decât dacă aveți de gând să dați tot ce aveți mai bun din voi. Cred că mulți creștini vor fi judecați pentru lenevie. Unii se laudă cu faptul că și-au asumat o sarcină, Dragi prieteni, cred că Dumnezeu ne va judeca pentru astfel de atitudini. Dumnezeu ne spune să nu venim la El cu o jertfă voluntară dacă nu o facem de calitatea și în modul pe care El le solicită de la noi. Dar trecem acum la un alt gen de relație pentru că nimic nu este omis de Dumnezeu. Este vorba despre relația omului cu săracii din jurul lui. Când veți secera holdele țării, să -l lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi spicele rămase pe urma secerătorilor. Nici să nu culegi strugurii rămași după cules în via ta și să nu strângi boabele care vor cădea din ei. Să le lași săracului și străinului. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. În felul acesta purta Dumnezeu de grijă celui sărac. Dumnezeu nu a registrat pe nimeni programe de caritate, nici nu a lăsat pe nimeni să stea, să nu facă nimic și să primească ajutor social. El purta de grijă săracilor, oferindu-le prilejul să lucreze. Orice rămânea în urmă după secerător sau culegător trebuie lăsat acolo, pentru ca săracul să vină și să strângă pentru el. Metoda antică de recoltare manuală lăsa circa 10-20% din recoltă pe câmp. Aceeași lege se aplică și în cazul viilor. În felul acesta, Dumnezeu îngrija de poporul Său. Metoda Lui de abordare a sărăciei îl făcea și pe cel bogat, și pe cel sărac să recunoască mâna plină de bunătatea lui Dumnezeu. Să nu furați, și să nu mințiți, nici să nu vă înșelați unii pe alții. Să nu jurați strâm pe numele meu, căci ați necinsti astfel numele Dumnezeului vostru. Eu sunt Domnul. Aici sunt de fapt reformulate poruncile a opta și a noua. Să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Furtul, frauda, minciuna, sperjurul sunt toate incluse aici. A pe aproapele tău în felul în care tratezi cu el este tot o formă de furt, conform definiției lui Dumnezeu. Cea de-a treia poruncă este inclusă în versetul 13. Numele lui Dumnezeu este un nume sfânt. În afaceri, omului Dumnezeu trebuie să demonstreze sfințenia numelui lui Dumnezeu prin cinste și corectitudine în tot ceea ce face. Iată cum sună acest verset. Să nu asuprești pe aproapele tău și să nu storci nimic de la el prin sile. Să nu oprești până a doua zi plata celui tocmic cu ziua. Noi trebuie să plătim pe oricine muncește pentru noi. Cred că Dumnezeu va fi de partea celui care a muncit. Ascultați ce spune Iacov în capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Mai departe, în versetul 6, tot el spune, Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, car nu vi se împotrivea. Iată, dragi prieteni, că trebuie să tratăm cu atenție pe oricine, chiar dacă sunt situați într-o poziție ierarhică inferioară. Poate că cu atât mai mult atunci. Dar se continuă. Să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Iată câtă grijă are Dumnezeu de cei neajutorați. Uneori noi avem senzația că Dumnezeu i-a părăsit pe unii cu anumite handicapuri, dar nu este așa. Dumnezeu are un anumit plan și o anumită lucrare și prin ei. Un om orb a venit la mine și mi-a spus că a fost înșelat de un vânzător ambulant. Aceste lucruri îngrozitoare se fac peste tot. Dumnezeu a pus un accent de două ori mai mare pe numele său în legătură cu cei surzi și orbi. El are grijă de cei slabi și neajutorați, îi mustră cu asprime pe toți cei cu inima împietrită care se poartă rău cu aceste categorii de oameni să nu faceți nedreptate la judecată, să nu cauți la fața săracului și să nu părtinești pe nimeni din cei mari, ci să judeci pe aproapele tău după dreptate. Iată un cuvânt pentru judecător și cât de mare nevoie au judecătorii noștri de acest avertizment. Judecătorul trebuie să înțeleagă că judecă așa cum o face Dumnezeu. Aș vrea ca ei să înțeleagă că se află în acea poziție nu pentru că i-ar fi pus un om, ci sunt acolo pentru că Dumnezeu a îngăduit să fie acolo. Ei sunt ca reprezentanța ei lui. Din motivul acesta, ei trebuie să dea dovadă de imparțialitate. Shakespeare a spus așa, cerul rămâne deasupra tuturor lucrurilor mai presus de toate. Acolo stă un judecător pe care nimeni nu-l poate corupe. Socrate a spus și el, judecătorul are patru condiții de îndeplinit, să ascultă cu atenție, să răspundă cu înțelepciune, să gândească totul cu seriozitate și să decide fără părtinire. Așa dorește Dumnezeu. Să nu umbli cu bârfă în poporul tău, să nu te ridici împotriva vieții aproapelui tău. Eu sunt Domnul. Să nu urăși pe fratele tău în inima ta, să mustri pe aproapele tău, dar să nu te încarci cu un păcat din pricina lui. Să nu te răzbuni și să nu ții necaz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul. Dragi prieteni, bârfa este calomnie. Este mai bine să nu spui nimic decât să spui un lucru, fie și adevărat, care poate face rău aproapelui tău. Multe vieți sunt distruse de șoaptele răutăcioase și lingușitoare ale bârfitorilor. Iacov are multe de spus despre acest lucru în cunoscutul fragment despre cel mai periculos mădular, limba omului. Este lucrul cel mai periculos din lume, mai periculos decât o bombă atomică. Să nu te ridici împotriva vieții, literal, împotriva sângelui aproape lui tău, pentru că aceasta înseamnă a ucide. Ura nu este pusă pe picior de egalitate cu uciderea, dar este interzisă. Domnul nostru Isus le-a pus la oaltă și a spus că dacă urăști pe cineva, este ca și cum l-ai ucide. Dragii mei, răspunsul pentru aceste interdicții, pentru toate aceste aspecte negative este dat în pozitivul să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, pe care Domnul Isus Hristos l-a spus și l-a dovedit din plin prin acțiunile și atitudinile sale. Să păziți legile mele, să nu împreun vite de două soiuri deosebite, să nu se ameni în ogorul tău două feluri de semințe și să nu porți o haină țesută din două feluri de fire. Știți ce se întâmplă când spălați o astfel de țesătură? Vedeți, Dumnezeu îi învață pe evrei marea adevăruri spirituale prin aceste simboluri și ceremonii. Cine nu a avut experiența spălării unei haine în mai multe culori? Ce a ieșit atunci când nu a fost spălat în mod corect? Ei nu aveau nevoie de animale și plante hibride. Lucrul acesta era spus pentru ca ei să înțeleagă că adevărul nu trebuie amestecat cu minciuna. Este imposibil ca lumina și întunericul să stea la un loc. Mergem mai departe. Când un om se va culca cu o femeie, roabă logodită cu un alt bărbat și ea n-a fost răscumpărată de tot sau slobozită, să fie pedepsiți amândoi, dar nu pedepsiți cu moartea, pentru că ea nu era slobodă. El să aducă Domnului pentru vina lui, la ușa cortului întâlnirii, un berbece ca jerfă pentru vină. Preotul se facă ispășire pentru el înaintea Domnului pentru păcatul pe care l-a făcut, cu berbecele adus ca jerfă pentru vină, și păcatul pe care l-a făcut îi va fi iertat. Acest fragment face referire la cea de-a șaptea poruncă. În felul acesta, femeia roabă era protejată. Acum apare întrebarea: este Dumnezeu de acord cu sclavia? Nu. Dumnezeu recunoaște situația păcătoasă creată de inimile împietrite ale oamenilor, așa cum a făcut-o și în cazul divorțului. Era recunoscut ca păcat al bărbatului, pentru că el trebuia să aducă o jertfă pentru vină femeia nu trebuia să aducă nicio jerfă. Când veți intra în țară și veți sădi tot felul de pombroditori, roditori, roadele lor să le priviți ca în împrejur timp de trei ani, să fie în împrejur pentru voi, să nu mâncați din ele. În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului spre lauda Lui. În al cincilea an, să mâncați roadele, ca ele să vi se mulțească din ce în ce mai mult. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Această lege sună ciudat pentru aceia dintre noi care nu suntem specialiști în creșterea plantelor. Am aflat însă că pomii fructiferi tineri vor crește mai bine și vor face fructe mai bune dacă sunt tăiați muguri în primii ani. Domnul știa acest lucru. Lecția spirituală este aceea că primele roade îi aparțin Domnului. Și tot el ne învață. Orice ni se dă bun și orice dar de săvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor. Să nu mâncați nimic cu sânge, spune domnul mai departe. Să nu ghiciți după vârcolaci, nici după nori. Să nu vă faceți stăieturi în carne pentru un mort, și să nu vă face slove săpate pentru voi. Eu sunt domnul. Aici sunt șase porunci care condamnă practicile și superstițiile păgânilor. Evreii nu aveau voie să facă așa ceva. Să nuți, ți necinstești fata dând o să fie curvă pentru ca nu cumva țara să ajungă un loc al curviei și să se umple de fără de legi. Este o practică păgână pe care Dumnezeu o condamnă. În cele din urmă, Dumnezeu vorbește despre respectul pe care trebuie să-l dăm celor mai în vârstă, să-l dăm părinților noștri, celor străini care trebuiau să simtă dragostea și bunăvoința. Dragii mei, Dumnezeu este Domnul. Și din pricina aceasta, spune el, să păziți toate legile mele și toate poruncile mele să le împliniți. Eu sunt Domnul. Trebuie să facem totul, pentru că El este Dumnezeu. Atunci când ne apropiem de El, nu putem să o facem decât respectându-l. Și lucrul acesta trebuie să se întâmple în orice acțiune, în orice relație, în orice gând, în orice faptă a noastră. Aici se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar biblic Itinerar biblic Itinerar biblic